Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri, arome, parfumerie. Dacă și voi sunteți în această zonă, nu uitați să apăsați butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez câte un video nou. Iar vouă, abonaților mei ce reveniți de fiecare dată aici pe canal, țin să vă mulțumesc încă o dată din suflet. M-am gândit să vorbim astăzi despre nota de tutun în parfumuri. Nu știu cum sunteți voi, eu personal am 36 de ani și, cum mi-a spus cineva, într-o conversație, jumătate din viață mi-am petrecut-o fumând, dar sunt fumătoare, nu sunt un exemplu demn de urmat, da? nu încurajez treaba asta, chiar dacă eu fac parte din categoria celora ce fumează de plăcere, eu nu sunt genul fumez de nev și așa mai departe, nu, eu fumez de plăcere, dar depășind acest intro nerecomandat minorilor, mă repet, nu sunt un exemplu demn de urmat. Dacă nu fumați, nu începeți să o faceți pentru că nu. Viața e super mișto și fără țigări. Bun. Am ales pentru voi 10 parfumuri din colecția mea ce conțin tutun atât în note cât și în aromă în sine. Pentru că v-am mai spus eu treaba cu notele, e, mm, există parfumuri care au listate nu știu ce note, iar tu, ca și consumator, efectiv nu le simți. Sau există parfumuri ce nu au listate anumite note, însă uh, unele note, acurdul și așa mai departe, îți dau la nas cu totul alte arome. <coughs> nu mai stăm la discuții, încerc să fie un clip scurt sunt maestră la vorbit și dacă spunem parfumuri cu tutun voi începe din start rupându-mi nasul cu ce altceva decât Red Tobacco de la Mansera. Da, sunt iubitoare de Red Tobacco. Ieși, ieși, hai să vedem. Ok, uh, paranteză. Eu am uh, beciul vechi cu filet, da? Ei bine, acest beci vechi cu filet vine cu o mică problemuță. Dacă înfiletezi cum trebuie capacul și nu l folosești o perioadă de timp, și bineînțeles, oricât de loca sunt eu, nu folosesc retobacovara totuși. În momentul în care îl desfiletezi, există posibilitatea să te trezești cu tot cu furtunelul în capac. <laughs> și Uh, norocul meu, înainte să filmez, mi-am scos parfumurile din locul lor și am avut grijă să iau un patent și să remediez problema pentru că da, se înțepenise. Dar, uh, fiind 10 arome, o să vă las pe undeva pe aici notele pentru fiecare în parte. Trecem direct la pufăit și să discutăm despre ele. Un singur puf, nu risc mai mult. Nu mersi. Oh, deja, deja sunt pa. Ca să vă faceți voi o idee, oricum toată lumea vorbește despre acest Red Tobacco. Nu cred că e cineva care să nu-l cunoască. Din 120 de mililitri am consumat atât, în condițiile în care îl folosesc și eu și soțul meu. Acest Red Tobacco de la Mansera e genul acela de parfum. Uh, de poveste de 3 zile și 3 nopți. E genul acela de parfum. Vai de viața mea! E genul acela de parfum cu care nu te joci. Oricât de oversprayer ai fi tu, cu retobaco nu ai cum. Se deschide cu tutun, ud, nucșoară, tămâie, o idee de măr pe undeva pe acolo. Dar în dry down, în dry down-ul final, acest red tobacco de la Mansera este similar cu Carlyle de la Parfum de Parfum du de Marly, PDM. Da, pentru că ce să vedeți treaba aceasta cu parfumuri inspirate nu este valabilă strict pentru parfumurile Middle Eastern sau parfumurile arabești. Nu. Se inspiră și nișa de la nișă, da? o casă de nișă de la altă casă de nișă și se inspiră și casele de designer între ele. Dar revenind la acest Retobacco... Este genul acela de parfum cald, dulce, uh, pur și simplu te învăluie, da? Este acel dulce, dulce picant cu tutun. Da, tutunul din el este acolo, vei ști pe toată durata purtării că există tutun în acest parfum. Uh, vă spuneam că este dulce. Nu vă gândiți la cum să zic eu, comboul acela clasic miere tutun. Nu, dulceața din retobaco este acea dulceață întunecată, acea dulceață misterioasă și, deja mă ustură rasul, Acest parfum este șeful la beast mode. Deci, dacă porți red tobacco, pur și simplu ți se lipește de piele, de haine, de păr. Va rămâne lipit inclusiv de persoanele pe care le îmbrățișezi și va rămâne lipit inclusiv de pereții casei sau de pereții încăperii în care tu ți-l aplici. Este acolo, rămâne acolo, pe haine eu resimt retobaco și după ce le spăl. Și credeți-mă că sunt genul care uh, bea detergentul de rufe și bea și balsamul de rufe. Și cu toate acestea, retobaco de la Mansera este acolo pe hăinuțe și după ce le spăl. De aceea eu una personal nu prea îl aplic pe haine. Vanilia din Dry Down este o vanilie sexy, elegantă, nu știu, captivantă, misterioasă, da? Genul acela de vanilie. Um, și ca o altă paranteză, oricât de iubitori ați fi, um, oricât ați iubi nota de tutun în parfumuri, nu este un safe blind buy. Nu, nu este un safe blind buy. Și da, nu știu dacă am spus, este un parfum unisex. Următorul despre care vom vorbi este acel parfum emblematic, acel parfum legendar, acel parfum cu is old school, uh, acel parfum roz, să vă mai dau un hint ce nu știu, în ochii generației părinților noștri ar fi ceva de lux. Și acela este Iup home, iup jup job, cum vreți voi, eu îi spun iup, Nu știu cum se pronunță, a no mine nu mai importa. Iup uh, yup home. Om. Da? Bun. Eu v-am mai vorbit despre el. El este marketat ca fiind un parfum bărbătesc, un parfum masculin. Sta să mut eu apa pentru că o să pufă în ea. Însă, pentru mine și pentru gusturile mele, este un parfum total unisex. Este acea aromă toxică, da? este foarte puternic, este mega opulent, dar totodată Chiar dacă mie îmi place, are și acel iz sinteticuț. Da. E acea aromă copleșitoare, da, de, oricum am spus toxic, toxic copleșitor, toxic în sensul acesta, da, este uh, foarte puternică. Știi că este acolo. Este genul de parfum care fie îl iubești fie îl urăști. Nu știu câte dintre voi, doamnelor, și chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie în comentarii, uh, ați testat, purtați sau ați purtat acest parfum. Uh, deoarece, de ce spun asta? Chiar și pentru o iubitoare de parfumuri unisex, eu pom, mm, om. nu, nu toate iubitoarele de parfumuri unisex întind mâna după el. Are o deschidere Citrică, ceva citric pe acolo, uh, urmată de o scorțișoară, cardamom, da, e acolo cardamomul, uh, ușor pudrat heliotrop, zic eu. Și, în fine, un mix de note picante uh, așezate pe o bază caldă de chihlimbar, de ambră, da, cam, cam așa l Traduce eu. Avem pe undeva, pe acolo, și o floare de portocal. Pe cât de sinteticuț este el, ce îmi place mie, floarea de portocal din acest iubom, nu o resimt ca fiind una sintetică. Din nou, nu zic că este ingredient natural sau bla bla bla. Nu, dar e bine făcută, da? Pe ansamblu ar fi un. Floral pudrat condimentat cu tutun din nou, pentru mine și pentru gusturile mele, total unisex. Are acel acel is old school, da. Uh, nu poți să spui că l-ai putea uh, adăuga parfumurilor cu tutun din generația nouă, ca să mă exprim așa. Nu, you home are un acord nu aș spune ceva barbershop, dar este ceva old school acolo. Și știi lucrul ăsta în momentul în care îl testezi. Apropo de testat, am impresia că în magazinele de medie, acolo l-am văzut, dacă vreți să-l testați, însă, dacă vă place trioul scorțișoară, floare de portocal, și tutun, s-ar putea să vă împăcați și cu acest parfumet. Urmează unul despre care eu v-am tot vorbit, v-am arătat și sticla goală de la el, pentru că este acel tutun all season pentru mine. De fapt, mai precis, cred că ar fi, din tot ce e aici, Cred că ar fi singurul, nu singurul. Și cel ultimul. Era să spun cel de pe locul 10, dar nu le pot pune într-o ordine a preferințelor. Însă și ultimul este un tutun all-season, așa cum este și acest Versace de Dreamer. Da. Știu, v-am zăpăcit, v-am terorizat cu Versace. Vai, de viața mea cu Versace de Dreamer! Însă, Versace de Dreamer, din nou, este acel parfum cu tentă old school, ca o paralelă. Versace de Dreamer nu are acea tentă old school la fel de pronunțată precum în IUB-OM. Da? Cu Versace de Dreamer, iubitoarele parfumurilor unisex, sau iubitoarele uh, notei de tutun, cred că se vor împăca mult mai bine și mult mai lejer în comparație cu iubul om. The Dreamer este acel parfum cu o floare de tutun mai degrabă. Este un tutun ușor mai soft, ușor mai ușor mai ușor. Tot încerc să nu mai amestec limba română cu limba engleză. Însă, de multe ori nu pot. Deci, n-am cum să spun. Un... Bine. Un tutun ușor mai aerat. Ok? Gata, ok. Deci, tot acolo ajung. Este acel parfum cu un tutun mai proaspăt, un tutun unisex, după cum v-am mai spus, mai degrabă o floare de tutun. Um, dacă iubiți nota de tutun, consider. După gusturile mele, după percepția mea, că Versace de Dreamer este acel parfum cu tutun pe care îl puteți purta chiar și la locul de muncă. Eu personal, Versace de Dreamer, când mi-e dor de tutun, îl folosesc chiar și vara. Nu este acel tutun proeminent, nu este acel tutun uh, ascuțit. Da? Este un parfum cu lavandă și tutun. Lavanda din el temperează foarte bine și foarte fin și elegant tutunul. De aceea spun din nou că este, în accepțiunea mea, un parfum all season. Avem ceva note florale, un chihlimbar frumos. Este acel fujer aromat, curat, proaspăt, elegant, depinde de ținuta la care îl, îl combini, îl asortezi. Este și pudrat. Da? Dar chiar dacă are ceva dulce în el, nu vă gândiți că este un uh, tutun gourmand sau uh, tutun dulce copleșitor. Nu. Nu este vanilic. Pentru prețul său E ultima dată l-am achiziționat de pe piața gri, Parfimo, dacă nu mă înșel, și a fost undeva la uh, 110 lei pentru 100 de mililitri. Pentru prețul său este mega, mega, mega okay. mega ok. Aroma în sine miroase mult mai scump decât cei 110 lei plătiți. Din nou. În opinia mea și după gusturile mele, următorul despre care vom vorbi, uh, nu cred că l-am pomenit până acum pe canalul meu. Vorbim despre un tutun vanilat cu tente de scorțișoară, un parfum marketat direct ca fiind unisex și anume Trussardi Scent of Gold. Ei bine, acest trusardis scent of gold este o superbitate pentru mine. Se deschide fructat, foarte fructat. Deschiderea nu te va duce cu gândul că este un parfum cu tutun. Nu. Se deschide fructat și dintr o dată lucrurile iau o altă întorsătură, în sensul că vine o combinație, un is de aromă de cremă de bărbierit. Da, o ușoară tentă de barbershop. Pentru mine și pentru gusturile mele nu este ceva pf, pronunțat, nu, nu. nu. are și ceva note întunecate, deci e o combinație foarte interesantă dacă m-ați întrebat pe mine. Este genul acela de aromă ce mă duce cu gândul la o aromă de nișă. De ce spun asta? Deoarece Trusar Discent of Gold se deschide mega fructat, nici de cum nu te va duce cu gândul la ceva cu tutun. Iau o întorsătură către o ușoară aromă de cremă de bărbierit, iar din acea zonă, pur și simplu, virează din nou către o zonă cu note ceva întunecate, ceva misterios, ceva sexy. Este categoric un parfum de vreme rece și, ce m-a surprins pe mine în mod plăcut, este un monstru la capitolul longevitate și siaj. Are performanțe mega, mega mari. Mega mari! Da? Pentru un parfum de designer ținând cont că, din păcate, parfumurile de designer din ultima generație, ca să mă exprim așa, sunt din ce în ce mai spălăcite și mai diluate. Nu. Trusar scent of Gold este un beast mode. Pe haine cel puțin, din nou, mi-a persistat chiar și cam 2-3 zile după spălare. Da? După spălare. În uscare, se resimte oarecum un fundal, dar nu e ceva in your face. O notă de piele, dar nu vă gândiți la pielea aceea dură, pielea aceea copleșitoare, ca să spun așa. Nu, este o notă de piele de bună calitate, dacă mă pot exprima așa, dar din nou vă spun, este undeva în fundal. Nu este ceva ce veți presimți, ce vă va copleși sau ceva ce vă poate cauza migrene din nou vă spun, miroase scump, anișă și este un trio de piele, vanilie dulce, dar nu gurmandă, da? Deci e vanilia aceea dulce, dar nu gurmandă, tot acolo am ajuns, tot asta v-am spus, și tutun. Piele, vanilie dulce, tutun. Acesta este trio ce... Uh, face trusar discent of gold să fie acolo. Însă, resimt, dar asta o resimt numai în dry down, și o atingere de Black Orchid de la Tom Ford. Nu știu ce acord îmi dă treaba asta la nas, nu am idee, însă pur și simplu simt acolo un Black Orchid în stare latentă, da? dar e acolo. Ceva violetă, iasomie, prune, pe undeva pe acolo. Însă, tutunul din acest uh, trusar scent of Gold este foarte, foarte, foarte bine blenduit. Uh, nu este ascuțit, este bine balansat, contrabalansat. Este fix ceea ce trebuie și da, este marketat ca fiind un parfum unisex. Acum vom trece la un... Parfumel care îmi place, însă sunt și un pic dezamăgită la capitolul performanțe: și vom vorbi despre acel tabac interesant ce mă transpune într-un club cu tutun țigări fine, da sau trabucuri scumpe, uh, rom/whisky slash și uh, muzică de bună calitate undeva în fundal. Și bineînțeles, acela este jazz club de la Maison Margiela. Eu am varianta mică de 30 de ml, 30. Unde scrii tu? Unde scrii tu? Da, 30. Uh, și voi rămâne cu această variantă, oricât de mult îmi place aroma, pentru că nu persistă. Da. Stă pe mine, ținând cont că eu sunt oversprayer, da? Stă pe mine undeva la 4 ore, prin absurd, prin absurd 5 ore. Oricât de mult îmi place aroma acestui parfum, sunt Mega, mega, mega dezamăgită de performanțe. Adică este scump, de ce să nu o spunem pe șleau, și, din păcate, nu oferă ceea ce ar trebui să ne ofere. Cu toate astea, este acea aromă narcotică, cum v-am zăpăcit eu cu termenul ăsta al meu, în sensul că este acea aromă ce mă atrage. Mă intrigă, vreau să o simt în permanență și totodată îmi face N de filme în cap. Este totodată o aromă sexy elegantă. Din nou, din punctul meu de vedere, acest jazz club este un parfum unisex. Este acel tutun cu puțină dulceață și combinat cu ceva vanilie ceva ce... Are și ceva barbershop pe acolo, dar foarte firav. Dar tot mixul ăsta, tot blendingul acesta de note, toată combinația aceasta, nu mă duce cu gândul decât la un bad boy, la un mafiot, la un tip misterios, un tip răuț. <laughs> nu știu. Pur și simplu asta văd. Când când simt această aromă. Nu este un safe blind buy sub nicio formă, mai ales datorită deschiderii. În deschidere se resimte un rom și este un rom destul de greu. Dacă nu sunteți iubitori sau iubitoare de parfumuri buzi, s-ar putea ca deschiderea din Jazz Club să nu vă placă. Romul acesta din deschidere automat este urmat de combinația tutun vanilie. Da? Deci pur și simplu a intrat în Jazz Club, exact cum se numește parfumul, și deja te-a izbit mirosul de băutură, dar categoric e rom, un rom scump, rom, țigări și vanilie. Iar în dry down este o aromă de trabuc cremos, dacă are sens ceea ce spun. Total unisex. Da, dry down-ul este total unisex. Din nou vă spun, dacă sunteți doamne și dacă nu prea iubiți parfumurile buzi sau nota de rom în general, nu știu cum vă veți împăca cu deschiderea acestui parfum. Bun, am terminat cu designer niche bla bla bla. Și vom trece acum la parfumuri Middle Eastern. Și voi începe cu unul care o să vă surprindă dentul din el, ca să nu spun gaura din el, dar goliciunea din el. Și anume vorbim despre Rose Honey de la Maison Asrar. Da. Acest parfum are 110 ml, nici 90, nici 100, 110, cum spun eu, 100 de mililitri și un decant. Da, 110 mililitri și eu am băut mai bine, mai bine de jumătate din el. Mai bine de jumătate din el. Îl găsiți pe site-ul celor de la Dubai Collection, Roj 25. Va aduce un discount de 5%, iar prețul său, fără reducere pentru 110 ml este de 99 de lei și acest Rose Honey este inspirat de Dior Tobacolor. Și să-l vedem, nici din acesta nu dau mult, pentru că aici avem un tutun in your face. E tutunul ăla care vine și îți dă un pumn <laughs> Și spune frate, eu sunt aici. Deci e tutunul ăla care țipă. Sunt aici, sunt aici, sunt aici. Este un tutun tare, dar foarte plăcut, în opinia mea, deoarece se împletește frumos, se îmbină frumos cu uh, miere și ceva condimente. Cu Da? Ceva condimente alea sunt cu și o să râdeți de mine, dar eu una resimt în acest Rose Honey cu ișoarele ce le resimt în Kenzo Jungle. Un preferat, un clasic de-al meu și așa mai departe. Cu ișoarele din Rose Honey mă duc cu gândul la cu din Kenzo Jungle. Boabe Tonka, da? Abia acum m-au trăznit. Deci mixul acela de tutun in your face Miere, cuișoare și boabe tonca. Da? Cam asta este rețeta și traducerea acestui parfum. Tutunul de aici este și mai in your face, însă este și unul un pic mai neșlefuit. Dacă sunteți fani ai tutunului, Neșlefuit, dar eu am momente în care vreau tutun brut pe mine Rose honey chiar e ceea ce trebuie În vremea rece, pe vreme rece, eu îl folosesc și ca parfum de sine stătător Însă îl folosesc și în multe combinații de layering Și ultima combinație, știu că i-am pus un decant de Rose Honey Isabellei și după aceea am mai pus un decant de uh, Aura Kiss of Rose de la Hadlaj. Deci, nu vreți să știți cum mirosea toată combinația asta. Aura Kiss of Rose de la Hadlaj cu Rose Honey de la Maison Asrar. Bombă! Bombă! Da, abia aștept să se mai... oricum eu nu mai înțeleg nimic cu vremea, dar nu mai contează, ăsta este un alt subiect. Să port această combinație. Am nevoie de vreme mai rece pentru această combinație. Dar, din nou, este un tutun mega frumos și foarte, foarte accesibil. Acum, voi vorbi despre un parfum ce l-am sub formă de decant, însă nu vă faceți griji va urma și sticla mare pentru că nu pot. Deci nu pot, fără el pur și simplu nu pot. Vorbim aici despre Frenetic Tobacco Honey de la Emir. Toți Dubai Collection, vă las aici și sticluța. Ei bine, acest parfum este la 100 de mililitri și, paranteză, nu știu dacă ați observat, eu am o chestie, eu în fiecare dimineață la Cafeluță, că tot e treaba cu spor la cafeluță, în fiecare dimineață la cafeluță scrolez site-urile mele. Ei bine, nu știu dacă ați observat, însă cei de la Dubai Collection pur și simplu au rupt prețurile. Da? Acest frenetic Tobacco Honey, înainte era undeva pe la 190-199 de lei, acum este 150 de lei. Da. Toată gama celor de la Emir este la 150 de lei. Și mă doare sufletul că este la 150 de lei, și să vedem ce facem cu spațiul de depozitare, ca să nu spun comandă. Da? Bun. Revenim la acest Frenetic Tobacco Honey, care este un parfum unisex inspirat ce să vedeți, tot de Dior. Vai de viața mea, gata! Inspirat tot de Dior Tobacolor. Doamne! Acesta, în comparație cu Rose Honey de la Maison Asrar, merge mult mai aproape de original. Mult mai aproape. Este categoric un miros mult mai bine făcut, mult mai bine închegat. Da? E ceva acolo, notele sunt mult mai îmbinate, nu știu cum să spun, e rotund. Da? Rotund. Tobacco Honey este un parfum cu un tutun mai potolit. Mai potolit în comparație cu Rose Honey de la Maison astral Este acel tutun combinat cu o miere fructată. Da? Deci nu este direct combinația aceea tutun miere, combo-ul acela clasic, este mai degrabă ceva tutun miere și o idee de fructe. De aceea am spus miere fructată. Este o combinație sexy, elegantă, dar totodată misterioasă, deoarece pe undeva pe acolo e și o notă de fum. Dar este foarte Infim, da, nu infimă, nu este ceva in your face. Nu vă gândiți la nota de fum din uh, campfire de la Emir sau by the fireplace. Nu. Este ceva foarte, foarte fin și foarte uh, slab detectabil undeva în fundal. Dar bine, ceva condimente, dar uh, nu cantitatea, da, din uh, rousani nu știu, de ce le tot compar? Ambele sunt inspirate de Dior Tobacolor, însă Rose Honey este parfumul acela de ger, din punctul meu de vedere, pe când varianta aceasta de la Emir este un parfum mai ușor de purtat. Acesta merge purtat chiar și toamna, din nou, după gusturile mele și în opinia și accepțiunea mea tămâia din fundal nu este ceva proeminent. Nu vă duceți cu gândul la acel la aer bisericesc sau așa mai departe. Nu, din nou vă spun, este ceva foarte, foarte slab. Foarte slab. Oricum, cum v-am mai spus în toate clipurile, puteți cumpăra și mostre, nu numai decant de pe site-ul lor iar codul este valabil și pentru mostre și pentru absolut orice este tămâia, combinația aceasta de tămâie și fum dar undeva în fundal este fix atingerea aceea ce îl face să, să nu rămână la nivelul de sexy elegant ci să-i dea un aer ușor misterios foarte foarte fain deci eu sunt pur și simplu un cap după parfumul ăsta nu știu de ce nu l-am testat până acum. În accepțiunea mea și după gusturile mele, este cea mai reușită combinație miere și tutun. Următorul este un parfum ce l-am achiziționat undeva în primăvară. Era să-l scap. Uh, și acesta este tot la ora actuală 100 de mililitri, 150 de lei. Și vorbim despre V elegante de la Emir și să fim înțeleși din start, cea mai reușită clonă de Naxos de la Xerjov de pe piață. Da? Nu intru în alte detalii, însă V elegante de la Emir, este fix ceea ce trebuie. Pentru pentru mine, Voi elegante de la Emir este un parfum all-season. Uh, oricum, eu, una, sunt în zona parfumurilor bold, sunt în zona parfumurilor cu atitudine, cu coloană vertebrală, nu prea sunt eu cu parfumurile da? jucăușe sau nu. Nu. Iar V elegante este, în accepțiunea mea, 95%, 95% Naxos. O să-mi săriți în cap și o să-mi spui copia nu e original sau bla bla bla. Ei bine, testați. Testați. Luați o mostră, luați un decant și eu sunt aici să ne contrazicem. Dacă e nevoie, însă nu ne vom contrazice. Asta garantat, cu acest parfum mi-am luat eu primul șoc în ceea ce privește gama Emir de pe Dubai Collection. V-am spus că este 95% asemănător cu Naxos. Cei 5%, diferența, constă în deschidere. Pentru mine, deschiderea din voie elegante de la Emir are o lavandă mult mai domolită decât în Naxos. Da? Deschiderea din Naxos, în accepțiunea mea, este lavandă la modul bombă. Eu așa îl resimt. Nu-mi displace nota de lavandă, însă combinația în sine din deschiderea din Naxos nu, nu mă dă pe spate. V elegante este fix aceeași poveste, doar cu o lavandă mai potolită, iar în dry down nu prea veți simți diferențe. Și mi-asum ceea ce spun. Este cea mai frumoasă combinație de iasomie, scorțișoare, citrice și celebru deja duo tutun miere. Este un unisex prin definiție, este dacă iubești nota de tutun în parfumerie, nu ai cum să nu iubești Naxos. Eu lui spun Naxos ca să înțelegeți, da, este extrem de bine făcut, uh, nu mai știu când, ori pe Insta, Apropo, aici e Instagram, aici este TikTok și vă las linkurile inclusiv pentru parfumuri în bara de descrieri. Nu mai știu cu cine am discutat pe Insta sau pe YouTube, mi-a spus băi roșii ne-am luat Naxos și ce să vezi pentru început pe mine a persistat 5 ore. Nu vă luați panică, la început când l-am luat și eu decât 5 ore stăteam cu el. Ei bine, după vreo 3 săptămâni, ca să nu zic eu prostii, undeva pe la 3 săptămâni, acest voie elegante a ieșit din coconul său da? și a devenit o bestiuță. O bestiuță la modul că, la ora actuală, din nou rețineți un lucru, la cantitatea aplicată de mine și la faptul că eu mi-aplic parfumuri atât pe piele cât și pe haine, Prind undeva la 9-10 ore cu el. Da. S-a așezat uh, și culoarea. Dacă. Da, bine, nu mai am o poză sau ceva de referință. La început, când l-am achiziționat, era ușor mai deschis la culoare, acum este mai închis. Uh, a prins forță, cum spun eu. Este elegant, dar puțin obraznic, totodată are ceva acolo al lui. Cremos, dar mai ales sexy. Iar din toată colecția, da? Parfumul meu magnet de complimente, de fapt parfumurile mele magnet de complimente la capitolul parfumuri cu tutun sunt acestea două. Retobaco de la Mansera și Vue Elegante de la Emir. Ambele sunt Magnet de complimente. Ambele, în egală măsură. Da? În egală măsură. Bun. Mai avem doar două, patruzeci de minute. Am zis că fac clip scurt, nu? Am zis. Uh -huh. Am rămas cu zisul. Ok. Vorbim despre unul mai nou venit în viața mea. Uh, vine de la Pandora Sent, se numește Charuto. Tobacco Vanil Paris Corner Unisex 100 de mililitri și la ora actuală este 120 de lei fără codul meu de reducere pe site. Și bineînțeles, după cum ne spune și numele, Tobacco Vanil este un parfum inspirat din celebrul Tom Ford Tobacco Vanil. Acum, ce mi s-a părut foarte tare aici pe sticluță da? Ghiciți personajul, cine este, scrieți-mi și mie, da? În secțiunea comentarii. Deci mi se pare foarte tare această sticluță. Nu susțin, nu încurajez nimic YouTube să nu mă banezi. Însă l-avem aici pe nenicu Che Guevara, da? Bun. Hai. Hai să vedem ce ne spune acest parfum? Vă repet, este nou venit în colecție și, momentan, nu a avut timp să se așeze. Cu toate acestea, este. Era să-l scap și pe el. Este acel tobacco vanil de la Tom Ford. Merge mult în acea zonă, însă, din start. Acea aromă de fructe uscate din original este ușor mai slăbuță în acest charuto, Da? Dacă e una personală în tobacco vanil, resim din start o idee de fructe uscate. În charuto o resimt însă nu la aceeași intensitate. Mm. Tutunul este oarecum ușor mai ascuțit decât în tobaco vanil, ușor mai neșlefuit, acum din nou. Eu l-am inclus în acest clip, însă el nu a avut timp să se așeze. Cu siguranță voi mai vorbi în alte clipuri despre el. Dar ca o primă impresie mă duce oarecum și Uh, cu gândul către, uh, cum se numea doamne? Wood Tobacco Edition, vă las aici, au cei de la Al Haramain, un parfum inspirat din uh, tobacco vanil de la Tom Ford. Eu acel parfum l-am testat la Isabela și acest uh, Ceruto mă duce oarecum în zona acelui parfum. Oarecum, oarecum. Pe ansamblu, Uh, mi se pare reușit Îl voi lăsa încă o săptămână, două Să stea cu minte, să-și adune forțele Și voi reveni cu el să vedem ce ne va spune Dar la primul nas, da, este tutun, este acolo Este uh, acel mix, acel blending Ce mă duce în zona tomfort, tobacco, vanil. Și ultimul, dar nu cel din urmă este un ulei parfumat. Vine de la Wood Darabi London și nu v-am vorbit despre el în acest clip, deoarece după acest clip eu am mai plasat o comandă și abia atunci a venit și el în viața mea. Sticluța vine așa ca restul sticluțelor de la Wood Darabi și avem aici o etichetă unde ne spune că îl cheamă Herod. Acesta este în cantitate de 12 ml, dar știu momentan este out of stock. Mi-am pornit alarma de mail pentru că imediat ce va reintra în stock eu voi mai achiziționa două sticluțe. Este undeva la 55 de lei, din nou, fără codul meu de reducere și este o superbitate. Era să-mi pun în palmă ca să-mi pun pe păr, dar nu mai. Iar făceam lucrul ăsta. Bun, acest parfum, acest ulei parfumat, vai de viața mea Întâi și întâi de toate, chiar dacă este, de fapt nici nu am fost atentă, nu știu, dar vă las aici Dacă pe site-ul celor de la Dubai Collection este marketat ca fiind uh, masculin sau unisex Însă pentru mine este total unisex, este un unisex cum să spun eu, un unisex mai unisex decât un în un... relo. Cadru 2. Herod de la Ud Arabi este un unisex mult mai unisex decât aceste două parfumuri. Da? Este mult, mult, mult mai ușor de purtat de către o doamnă. Avem vanilie și tutun, puțină scurțișoară, note florale dulci în fundal. În percepția mea nu se încadrează în combinația clasică miere și tutun. Nu. Avem aici o combinație de genul vanilie tutun. Însă este acea vanilie atât de sexy și de misterioasă, din nou, care îți face filme. Deci e mega, mega, mega șmecher. Mega șmecher. O paranteză. În primele două zile nu prea m-am împăcat cu el și să vă spun de ce. În sensul că nu prea l-am resimțit. Și citind eu frumușel notele, am descoperit că acest ulei are ISO E super. Dacă găsești ceva o să vă las aici, dar puteți căuta pe Google Treaba asta ISO e super adăugată în parfumuri La multe, multe, multe persoane creează uh, starea aceea de anosmie Nu resimți Ori nu resimți parfumul din start Ori resimți doar o parte din note Ori ai acea senzație ca în, uh, ca în bacara senzația aceea de dute vino, da? Acum resimți parfumul, acum nu-l mai resimți. Ei bine, aici avem ISOE Super. După cum v-am spus, da beana în a treia zi. Zic, hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Da în a treia zi, bine, m-am luminat și cu ajutorul notelor. Este acea aromă elegantă, unisex total, din nou mă repet după părerea mea. Tutunul este unul foarte fin. Nu este un tutun agresiv, nu este ceva ce te zgârțe, hei, sunt aici. Nu. Este ceva fin, este ceva plăcut. Din nou, o aromă categoric all-season. Exact cum v-am spus la Versace de Dreamer, la fel vă spun și cu acest ulei de la oud Arabi. Și la fel cum v-am spus că Versace de Dreamer îl văd purtat inclusiv la birou, aceeași părere o am și despre acest ulei. Mai ales că el, fiind ulei, puteți face bleiering-ul clasic, da? Aplicăm ulei, apoi aplicăm parfum sau playering-ul care îl fac eu cu esențele sau uleiurile aplicate pe lungimea părului. Dar da. Este divin, divin. Nu, nu am cuvinte. Mai am eu un colet pe drum, am plasat o comandă la cei de la Dubai și am luat acolo printre altele și un decant de altă clonă de Herod, vă las aici. Să vedem cum este și aceea, dar despre cele din colet într-un alt video. Pentru astăzi cam atât. 50 de minute. Hai că am făcut încă un clip scurt este. Vă aștept cu mare drag în secțiunea comentarii să discutăm despre parfumurile ce le am. Poate le aveți și voi, poate le-ați testat. Sau, dacă de ce nu, să-mi recomandați alte parfumuri cu tutun. Și neapărat să-mi spuneți um, dacă sunteți iubitori, iubitoare de notă de tutun, în ce categorie vă aflați? Combinația miere-tutun sau combinația tutun-vanilie? Acest clip m-am gândit să-l transform de fapt sub formă de tag. Așadar, voi da tag pentru selecție de parfumuri cu tutun către... Uh, Otilia de la Cufărul cu Parfum, Mihaela de la Coffee and Perfumes și nu în ultimul rând pentru Oana de la Valkyria. Oana, dacă am stâlcit, te rog din suflet să mă ierți.